Microsoft Word, inserarea tabelelor. Tabelele sunt instrumente dedicate prezentării informației într-o formă organizată și atractivă. Tabelele se compun din rânduri sau linii și coloane. La intersecția dintre linii și coloane se formează celulele tabelului. Exemplu. Fila Insert conține în grupul Tables toate instrumentele de inserare pentru tabele. Prin apăsarea butonului Table se va deschide un meniu cu 6 modalități de creare a unui tabel. Metoda 1 folosind Matrix-ul. Metoda 2 folosind comanda Table Insert Table. Metoda 3 folosind Draw Table. Metoda 4 folosește conversia unui text în tabel. Metoda 5 face apel la un instrument pe care îl vom cunoaște în clasa 8, da? Instrumentul Spreadsheet. Și metoda 6, care ne trimite într-o galerie de tabele rapide deja create. Un tabel deja inserat poate fi formatat cu ajutorul a două file importante puse la dispoziție. Prima filă este fila Layout, care prezintă toate instrumentele de conținut ale tabelului, adică adăugare linie, ștergere linie, adăugare coloană, ștergere coloană, alinierea conținutului unei celule față de marginile celulei, ștergerea unui tabel și așa mai departe. Cea de-a doua filă se referă la elementele de grafică ale tabelului, umbre, borduri și stiluri. Autoevaluare. Realizați o tablă de șah cu 3 linii și 3 coloane, cu celulele umbrite în culorile roz și alb. Aliniați informația din celule. Adăugați borduri tabelului și celulelor. Pentru pagina de lucru alegem dimensiunea A3 și setăm un tabel la 3 linii și 3 coloane prin intermediul matrixului, rețelei de celule prezentă în meniul Insert Table. Ștergem tabelul creat prin metoda 1 și apelăm la metoda a doua, comanda Insert Table. Număr de coloane 3, număr de rânduri 3, cei doi marcatori din partea de stângă sus și partea de dreapta jos permit deplasarea tabelului respectiv, redimensionarea acestuia în pagină. Ștergem și acest tabel creat prin metoda a doua, ajungem la metoda a treia. Desenarea unui tabel, am desenat un cadru pe care îl vom distribui, îl vom scinda în 3 coloane și în 3 rânduri cu ajutorul comenzii Split Cells. Vom șterge și acest tabel creat prin metoda a treia. Vom folosi în final prima metodă a caroiajului cu celule. Pornim de la două celule pe orizontală, două celule pe verticală, două rânduri și două coloane. Adăugăm linii, adăugăm coloane cu comenzile Insert Below, Insert Right. Iar acum, cu comanda Merge Cells, îmbinăm celulele pe verticală sau pe orizontală, cum dorim, urmând să eliminăm prin comanda ștergere coloană
spațiile create astfel. Selectăm liniile pe care dorim să le ștergem. Le-am șters, selectăm, ștergem. Încadrăm în pagină tabelul și deschidem fila Table Design. Aici am descoperit culoarea roz. Aplicăm umbră în celulele alese din tabel. Ne ducem pe butonul Acasă pentru a edita conținutul cerut în celulele tabelului. Textul este informatică și TIC, numele disciplinei noastre. Cerința este aplicarea fontului Modern Love Grunge. Am venit și cu un fundal galben pentru text. Am selectat celulele și am copiat textul în toate celulele. Urmează să facem toate alinierile posibile. Sus dreapta, sus centru, centru, stânga, centru, 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 dreapta, jos, stânga, jos, centru, jos, dreapta. Avem și posibilitate de schimbare a direcției de text în celulă. Revenim la Table Design pentru bordurile exterioare, culoare roșie, pentru un eșantion care folosește mai multe nuanțe de roșu până la maro. Selectăm tot tabelul ori de câte ori apăsăm pe ancora din partea de sus stânga. Am obținut, cu dimensiunea de 3 puncte, chenarul dorit. Inside borders, pentru bordurile interioare, alegem această linie double waves, val dublu, și lupa dusă până la 81% confirmă faptul că aceste liniuțe mărțișori au fost aplicate. Două celule, celula de pe prima linie și coloana a treia, care este momentan în lucru, sunt formatate cu un chenar de grosime 6 puncte. Cerințele au fost realizate. Iată rezultatul. Sesiune de autoevaluare. Realizați un tabel nominal cu elevii clasei. În coloana a treia precizați cercul, echipa, ansamblul sau clubul la care colegul dumneavoastră este înscris. Pentru a completa coloana număr curent, apelăm la instrumentul listă numerotată din fila Acasă, din fila de pornire, iar pentru o aliniere mai precisă, în rigla orizontală afișată, putem descoperi butoanele de indentare la stânga, indentare la dreapta, pe care le și folosim în exemplul nostru. Deși am creat noi înșine o formatare, galeria de stiluri de tabel poate anula complet culoarea de umbră sau bordurile interioare, exterioare ale tabelului. O formatare
Foarte utilă este aceasta, Plain Table 4, care anulează complet toate bordurile tabelului. Tema pentru acasă. Realizați un tabel al principalelor forme oferite de aplicația Microsoft Office Word. Vă mulțumesc!